Am revenit, dragi prieteni, am revenit, domnule primar. Trebuie neapărat să vorbim de un subiect, zic eu, extrem de important, pentru că nu se întâmplă în fiecare zi ca un om de, o asemenea, de un asemenea calibru să ajungă la ONE și când zic asta mă refer la cunoscuta realizatoare de emisiune, cunoscută ca, în special ca fiind autoarea Memorialului Durerii. Doamna Lucia Hosulongina a ajuns la Onești și numai că a ajuns la Onești, a stat o zi și a fost Pur și simplu la dispoziția oneștenilor, și când zic la dispoziție, trebuie să spunem că au fost două conferințe într-o zi, una pentru tineri, dedicată adolescenților din onești, și una dedicată adulților. Știți ce am, eu am fost la amândouă, domnule primar, și am să zic eu întâi o părere, după aia vă las pe dumneavoastră să văd cum ați, de unde v-a venit ideea și cum s-a născut acest, acest proiect. Foarte receptiv tinerii din onești. Stagiunea culturală, stagiunea muzicală care are loc în Onești, în Municipiul Onești, pot să zicem că la un moment dat deja și culeg roadele. Oamenii au fost foarte receptivi, tinerii sunt interesați de acest memorial a durerii, de istoria noastră și faptul că la final Dumnezeu le-a spus, doamne, noi vorbim despre o istorie care nu se învață la școală. Da, un, un proiect foarte bun. Într-adevăr, am reușit și eu, ca și dumneavoastră, să cunosc un, un mare om un mare om de televiziune în primul rând, dar și un mare om ca și caracter. Doamna Hosul Onjin, o persoană pe care o, am, o știam de la televizor, am beca. avut onoarea să o cunosc printr-o, să spun, un proiect gândit și pus în practică de către părintele protopop Ioan Bărgoanu. Nu sunt eu promotorul acestui proiect, dar am beneficiat, ca și ceilalți oneșteni, de o zi plină. O zi, dacă mai era cazul, în care, să spun, ne-am cunoscut mai bine noi ca și români și am cunoscut, să spun, partea nevăzută a istoriei, istoria care nu se învață la școală, din perspectiva unor oameni care au suferit în perioada comunistă. Ați uitat să spuneți ceva. Ați participat la două conferințe de presă, dar ați participat și la o proiecție de film. Păi urma să, de, de să, să vizita, a început de dimineață la primăria municipiului Onești, unde am avut onoarea să, să, o cunosc și să împărtășim. Să o primiți, practic, într-un cadru solemn. Sigur că da, și să împărtășim anumite gânduri și anumite, să spune, experiențe pe care doamna le-a trăit în, începând din 91 până astăzi, realizând acele documentare foarte, foarte apreciate. Este vorba despre Memorialul Durerii, după care ne-am deplasat la prânz la Cinematograful Capitol, unde am luat parte atât la conferința de presă făcută cu elevi. Din, din, instituțiile de învățământ din municipiul Onești și imediat după această conferință de presă am asistat ca și dumneavoastră, am vizionat împreună cu acești tineri o proiecție. O proiecție care a avut ca, să spun, ca subiect un om, un aviator, un aviat, De fapt un, un, om de că, un aviator excepțional pe care l-a avut România Așa cum a avut mulți oameni excepționali în istorie România Și care mulți dintre ei au trecut sub vălul uitării Dacă pot spune așa și mă, mă scuzați că v-am întrerupt Dacă nu era doamna Lucia Hosulongin, despre acest erou nu se știa Nu ne? se știa, un tânăr care provenea dintr-o familie foarte bună care s-a educat în România, a devenit un aviator în armata română, care a luptat atât pe frontul des cât și pe frontul de vest, care și-a apărat patria cu demnitate, care a primit distinție din partea tuturor ariaților pe care i-a avut România în al doilea război mondial și care a suferit apoi în închisorile comuniste datorită faptului că nu a renunțat la ceea ce a avut dânsul de mai demn în, în el. E trist că s-au întâmplat astfel de lucruri. Mă bucur că am reușit să vizionez și eu acest, acest film, această proiecție, pentru că am mai învățat foarte multe lucruri de viață de acolo. Finalul a fost că acest om, în, în anii 96, când s-a stins, și când i s-a luat acest interviu, trăia la etajul 7 al unui bloc dintr-un cartier din București împreună cu soția dânsului. Amândoi grav bolnavi. Amândoi grav bolnavi, uitați de către lume și de către țară. E păcat că se întâmplă, că s-a întâmplat lucrurile acestea și e păcat că nu este singurul caz. Și pe a spus care că dânsa la etajul la 7, el fiind uh, fără picioare. F fiind fără picioare, picioarele Foarte și le-a și le-a pierdut, pierdut în detenție exact. bineînțeles, detenție pe care a, a parcurs-o la, la detenție, Da, că... încă o dată spun dacă era cazul a mai, mai luat așa o, o palmă noi români de la români dar a mai învățat anumite lucruri care sper să ne folosească este bine că tinerii după cum a spus și dumneavoastră s-au acordat mare atenție acestei proiecții, i am văzut foarte interesați, dar cu siguranță când se vor maturiza, vor înțelege de fapt mai bine ce om excepțional au cunoscut și au avut ocazia să, să fie la unești. Țin să-l felicit pe părintele protopop, și este bine că biserica ortodoxă se gândește și la astfel de proiecte educaționale. Este cu atât mai importantă cu cât vizita doamnei a fost făcută în postul mare, nu? Iată că a fost de natură să ne aducă mai aproape de înălțarea sufletească de care, aveam de care avem cu toții nevoie și trebuie să mai spun un lucru. Doamna Lucia Hosulongin a fost extrem de încântată de onești. Domnul primar din modestie nu dorește să, să spună. Bine, se muncește mult ca să fie, să fie onești, așa cum este astăzi. Dar a promis că va reveni la Onești. Da, este senzația aceea. Nu cred că este cazul să vorbesc eu pe acest subiect prea mult, pentru că e clar nu pot fi obiectiv. Însă a spus că a cunoscut, văzând Oneștiu, l-a găsit ca și pe un oraș frumos, cochet, bine îngrijit, cu spații verzi, cu o lume cu cetățeni de calitate, dacă pot spune așezați, liniștiți, care își văd de treaba lor în comparație cu Bucureștiul. Noi nu ne putem, facem o paranteză așa, nu ne putem da seama de aceste lucruri decât într-o singură, adică cu o singură ocazie. Când lipsești din oraș, din diverse motive, o săptămână, două săptămâni, trei săptămâni de zile și Un revii, an. și revii ei, atunci când vezi orașul, ți se pare, nu ți se pare, îl găsești ca fiind curat, frumos, cochet, oamenii frumoși și te bucur să revii acasă. Mă bucur că doamna a găsit o astfel, este important să ne facem fiecare treaba până la urmă. Și mai e un lucru despre care văd că nu vă vorbiți, nu vă vorbiți și eu, am să vorbesc eu, pentru că așa sunt jurnaliștii, scormonesc peste tot și trebuie să spună până punem cărțile pe masă, dacă pot spune așa. Doamna Lucia Hosulongin ne -a, -a, făcut o mărturisire publică, a zis că va reveni la Onești, este foarte adevărat, dar -a, a fost încântată de oneșteni, așa cum ați spus și dumneavoastră, dar cred că Oneștiul a reușit să dea un om în, primele, în topul 10, primilor 10 oameni din țară, și mă refer la Nadia Comăneci, ca să nu zic din lume, în top. Nadia Comăneci, cunoscută drept Zâna de la Montreal, va face un film despre viața Nadiei și despre faptul că nu, Nadia, când a fugit, n-a fugit din România, a fugit de comuniști. Da, n-a fugit, fugit de țară, a fugit de, de sistem, de, exact. de condițiile. Grele din acele, care din acele vremuri. Da, avem și vom avea oameni de valoare din Onești. Bineînțeles, bine Onești nici nu mai putem vorbi despre zeița de la Montreal. Sper să o cunosc, însă nu știu dacă știți. Săptămâna viitoare, miercuri mai precis, începe Campionatul European de Gimnastică. Tu această va fi prezent această competiție sportivă se va desfășura la Cluj din 19 până în 23 mi-am propus să merg până la Cluj nu din alt motiv bineînțeles că apreciez activitatea sportivă sunt mulți tineri din Onești din, de la clubul CSS care vor CSM, pardon, care își vor desfășura activitatea în, această, în cadrul acestei competiții sportive sper să și obțină rezultate bune și am încredere dar merg pentru a o cunoaște pe doamna Nadia Cumănești și pentru a discuta niște aspecte legate de sala polivalentă care poartă numele. Eu zic că se lucrează la multe proiecte văd că nu dezvoluiți mai multe dar cine știe, poate ajunge și pe la Oneș va reveni acasă pentru că am văzut-o că se bucură de fiecare dată când vine acasă Părăsim să zicem acest subiect legal de doamna Lucia hosul și ne îndreptăm că altul la, bibliote la bibliotecă, la cinematograful capitol are loc concertul pentru că suntem într-o perioadă deosebită, o perioadă în care încercăm să fim mai buni, este săptămâna mare să avem grijă de semenii pentru că e extrem de important să fim generoși și se spune că în săptămâna mare nu trebuie să ne certăm, domnule primar, așa se spune, știți, nu? Trebuie să fim mai blânzi, mai calzi, mai buni. Avem grijă să fim mai buni, cu siguranță. În această seară, începând cu orele 19, vom avea un concert la cinematograful capitol. De asta mă și grăbesc, ca să pot să ajung acasă să-mi schimb ținuta pentru acest eveniment. Un concert de cameră cu participarea orchestrei uh, Mihai uh, Mihail Jora din Bacău. Uh, din Bacău, o prezență mai mult de um, generoasă, mai mult de 25 de instrumentiști și cred că uh, va fi foarte interesant acest, uh, acest spectacol. Sper să ne vedem acolo într-un număr cât mai mare, știu că dumneavoastră veniți. Și vine tocmai în acest de a completa, de a întregi acest spirit al sărbătorilor pascale, practic de a ne induce, zic eu, o stare de, de liniște, de pace și de bucurie. Părăsim acest subiect de liniște, pace și bucă, bucurie, pentru că, iată, sunt și probleme legate de administrație și o să mă refer la un proiect european sau proiecte europene care o parte cu fonduri guvernamentale, o parte chiar fonduri europene urmează să fie implementate la Onești? Nu, a fost vorba despre un proiect european desfășurat de către patru entități din patru țări, Franța, Italia, Bulgaria și România. Este un proiect care are o temă de foarte mare actualitate, astăzi se încheie. Este vorba despre euroscepticism despre Europa pentru cetățeni. un proiect la care participă aproximativ 50 de persoane din țările pe care vi le-am menționat mai devreme. Și practic ce scop are? Acest proiect are ca scop găsirea celor punți de legătură între cetățenii europeni, găsirea celor valori comune care, bine închegate, duc către o Europa puternică și unită. Țin să-l felicit pe domnul profesor Fornica, pentru că în Onești, el a fost, să zic, promotorul acestui proiect. Dânsul l-a dezvoltat și a reușit, prin parteneriate cu încă trei entități din Franța, Italia și Bulgaria, să, să găsească să, de fapt să fie liantul al închegării acestui aluat. Am participat și eu la niște ședințe, să spun, chiar cu publicul ieri la Biblioteca Municipală și al ieri într-un cadru spun, mai neconformist undeva lângă Bogdana la o întâlnire a acestor tineri și discuții tematice pe, pe valorile comune europene. Este foarte important și pentru România să-și să găsească locul în Europa. Este foarte important pentru Europa să fie puternică și unită în acest context mondial, spun eu. Vedeți, sunt destul de multe probleme, atât în Orientul apropiat, cât și în lume, în Asia, dacă ne uităm puțin cu atenție la Corea de Nord. Și este foarte important ca noi să, să reprezentăm o singură entitate europeni și împreună să găsim acele resurse și acele, spun eu, valori comune care duc către prosperitate. Domnule primar, emisiunea trecută vorbeam despre noi locuri de joacă, despre aparate de fitness, despre bănci și despre părculețe de astea pentru copii ce urmează să fie amplasate în Municipiul Onești. V-am întrebat atunci unde, plină de curiozitate, și m-ați liniștit spunându-mi că veți ține cont de opinia și de solicitările oneștenilor. Ați demarat un sondaj în mediu online. Sunt curioasă care a fost, să zicem, topul priorităților, dacă încă este în desfășurare și când vor fi. Amplasate? Nu vă pot dezvălui tot misterul, dar vă spun că este încă o procedură în desfășurare. Mă refer aici la acel sondaj, dacă îi pot spune, de opinie în ceea ce privește, în ceea ce privește amplasarea locurilor de joacă. Șase locuri de joacă vor fi înființate în această vară, în aproximativ 30 de zile, maxim 40 de zile aceste locuri de joacă le vom, le vom primi. Este o procedură de achiziție publică în curs, ele vor veni de undeva din Germania, din ce înțeleg. Și vă pot dezvolui doar locația cu cele mai multe solicitări, este vorba despre Parcul Municipal Onești. Sunt foarte multe cereri, unele cu, adică cu adresabilitate mai mare unele cu o dresabilitate mai, mai, puțin generoasă și de ce am spus că trebuie până la urmă decizia să o ia primăria municipiului Luneș, că nu întotdeauna locațiile unde se solicită amplasarea acestor locuri este posibilă montarea locurilor de mai multe considerente e vorba despre proprietate publică sau proprietate privată și acesta este raționamentul să spun principal când vom ști cu siguranță? Pentru că sunt sigură cei care ne urmăresc ar fi următoarea întrebare. Cam când vor fi sau când ne vom putea bucura de ele? După cum v-a spus, peste 30-40 de zile le A, achiziționăm am și în acel moment vom și da publicități, vom informa locuitorii municipiului Onești care vor fi cele șase locații. Undeva pe la finalul lunii mai, să înțeleg. Da, la început de iunie. A, se potrivește oarecum cu 1 iunie, dar nu știm dacă, dacă, se... dacă sperăm să găsim până atunci toate procedurile legale să le achiziționăm și să le și montăm până la acea dată. Sunt importante, sunt pași care nu pot fi săriți, sunt pași neapărat de urmat. Și dacă vorbim de pași care nu pot fi săriți, trebuie să vorbim despre ședința de Consiliu de mâine, de la orele 14 și despre ședința de Consiliu solemnă de data aceasta, de joi, de la orele 12.30. Întâi vorbim de ședința obișnuită, și să zicem ce ar fi pe ordinea de zi, și despre ședința solemnă, și despre ce este vorba în această ședință solemnă, domnule primar. Păi, chiar am în față ordinea de zi a ședinții ordinare de mâine. Este o ședință cu 10 puncte de pe ordinea de zi. Probleme, se probleme administrative, schimbarea unor regulamente, atât în ceea ce privește să spun, ocuparea domeniului public cu vitrine frigorifice și așa mai departe. Deci obișnuite. Uh, administ probleme administrative, mai mult. De rectificări de buget, uh, uh, schimbarea organigramei, regulament de repartizare și închiriere a locuințelor. Și uh, de obicei um, proiectele sunt cu caracter administrativ și uh, mai puțin... Uh, cu alt alt tip de caracter. Este o ședință obișnuită. Firească. Firească și reglementează anumite, să spun, pârghii în ceea ce privește un act administrativ în parametrii normali. Avem ședință solemnă. Este timp. o. îi ș... mulțumesc, în primul rând, pentru că îmi dați ocazia să vorbesc despre această vizită cu siguranță va fi undeva scris în paginile de istorie a municipiului Onești. Am spus-o și în emisiunea anterioară, o repet și astăzi, este vorba despre vizita consilierului personal al primului ministru al statului Israel. Este vorba despre vizita domnului doctor Herman Bergovici, consilierul domnului Beniamin Netanyahu. Este într-o vizită privată. Vreau să clarificăm lucrurile deci nu e acestea. Nimic, să zicem... Este o, într-o vizită privată la Onești. Profit de ocazie, dânsul fiind de profesie medic și este și medicul personal al prim-ministrului statului Israel, să profit de ocazie prin a face o vizită la unitatea medicală din municipiul Onești. Este un, o personalitate care a studiat în România care a plecat din România în anii 75, dar întotdeauna a fost cu gândură alături de România. Sunt ferm convins că, chiar dacă este o vizită privată, vom găsi împreună acele resurse și acele punți comune, astfel încât, în viitor, prin intermediul dumnealui, să dezvoltăm parteneriate medicale, investiții și suport din, din partea Statului Israel în ceea ce privește unitatea medicală din Onești. Pentru mine este o onoare și o mare bucurie să-l cunosc. Ieri a fost prima zi de Paște evreiesc. Iată că o să-l prindem într-o perioadă la fel de frumoasă precum o avem și noi, săptămâna mare. O să avem momente de bucurie și nu vreau să divulg mai, mult, mai multe detalii asupra vizitei. Vizita implică și o, să zic, o componentă culturală, un concert cu muzică românească și evreiască. Sunt sigur că va fi o vizită de nota 10. Cu siguranță va fi o vizită de nota 10 și sincer să fiu vreau să vă întreb cât ați muncit ca să aibă să fie posibilă această vizită că Nimic nu e întâmplător și nimeni nu vine să bată la ușa oneștilui să zică onești nu vrei să vin pe la tine? Trebuie să fiu corect cu dumneavoastră și să vă spun că uh, pentru această vizită eu n-am muncit deloc uh, Și de ce spun lucrul acesta este pentru că Dumnezeu așa a rânduit să se întâmple Dânsul vine în Onești într-o vizită privată, invitat de către un foarte bun prieten de-al meu, atât de bun că aproape e ca și un frate. Acest prieten al meu și este bine că se întâmplă lucrurile acestea, este bine că pe încredere putem să dezvoltăm proiecte pentru oameni și să știți că lucrurile. Care se fac din prietenie sunt mult mai trainice. Da, gata. Deci am înțeles acum contextul. Părăsim această zonă mai sensibilă, așa și vorbim despre locuințele de tipanele. Da. <laughs> uh... Pragmatic, chiar revenim, așa. Da. Mâine, miercuri la orele 11, tot în cadrul unei ședințe publice, vom înmâna cheile la 10 locuințe către tineri oneșteni ce de mult așteaptă această, să zic, acest moment. Am reușit, după cum v-am spus, prin mijloace proprii să reactualizăm baza de date în ceea ce privește cerile depuse pe de o parte și pe de altă parte asupra condițiilor pe care trebuie să fi îndeplinite ca să mai poți fi beneficiar a, locuin a, unor, a unei locuințe tip Anele. Aceste locuințe au un statut aparte, se adresează în primul rând tinerilor sub 35 de ani care îndeplinesc o serie de condiții, să fie angajați, să fie locuitori ai municipiului Ionești și apoi fiecare să, spun, să aibă studii superioare constituie un, un bonus la punctaj, să fie căsătorit, să aibă copii este important că în ultimii ani s-au găsit resurse să dăm mai bine de, în ultimii doi ani, peste 20 de locuințe. Deci din vară de când sunt primar până astăzi, mai mult de 20 de locuințe vom da. Și este bine să ne ținem în primul rând tinerii aproape. Știți că se invocă două principale motive pentru care într-o comunitate tinerii nu rămân. Locurile de muncă și locuința. Eu cred că suntem în să zic în momentul în care încercăm să rezolvăm alte, ambele probleme. După cum am mai spus o și în emisiunile anterioare, noi locuri de muncă au apărut în Onești prin investitorul Autoliv pe de o parte, prin mărirea capacității de producție la la Croco, prin dezvoltarea unor firme de construcții și este bine că se întâmplă lucrul acesta. Acest lucru dă încredere și creează o perspectivă și altor investitori să, să investească în zonă. Deci, o parte a problemei este rezolvată oarecum prin locurile de muncă și o parte a ceea din ceea ce privește, să zic o locuință, rezolvăm. Dacă într-un an de zile 20 de locuințe se pun la dispoziție tinerilor, este foarte bine. Este bine de știut că Cred că în, această, în acest an vom demara și începerea noi, a două noi blocuri de locuințe destinate tinerilor prin Programul Național de, de Construire a acestora și, de fapt, prin Agenția Națională de Locuințe. Și uh, iată încă un motiv în plus uh, ca tinerii să-și uh, să îndrepte atenția către unești. Cei care merg la studii în afara uh, județului uh, sau chiar în afara țării au motive în plus să se întoarcă acasă. Da, într-adevăr, vestea construirea a două blocuri de tipanele este mai mult decât binevenită Vreau să vă mai întreb, doamne primar, ce vești aveți dinspre podul de pe râul Trotuș Ce traversează râul Trotuș pentru că am vrut să vă întreb emisiunea trecută Timpul nu ne-a mai permis să ascurs așa cu repeziciune Vreau să vă întreb dacă mai sunt, mai avem ceva de updatat la acest subiect Până în momentul de astăzi știu ceea ce știți și dumneavoastră de la mine adică că precum că urmează vizita domnului ministru al transporturilor joi agenda încă nu este conturată din discuțiile pe care le-am avut zilele trecute cu domnul președinte Benea. Vizita urmează să, să aibă loc dar agenda este încă supusă unor modificări în ceea ce privește orarul, pentru că vizita cuprinde atât în județul Pacău, cuprinde atât o vizită la unești, cât și o vizită la bacău, și încă nu am informații certe asupra orarului. Sunt șanse să se identifice soluții, aveți vești în acest sens de la guvern? Trebuie să se găsească o soluție și după deci cum am spus. Nu, nu așteptați, este imperativ. Trebuie să se găsească o soluție pentru că adresabilitatea podului nu privește doar pe uneștei și nu este nici corect și nici moral ca repararea lui să se facă exclusiv din bugetul local. În urma emisiunii de data trecută, domnule primar, trebuie să vă spun, am primit telefoane la redacție și mulți ne-au auzit, că au auzit de fapt pe dumneavoastră când dădeați vestea bună legată de începerea asfaltărilor în cartier. N-au înțeles data. Ați spus că există premize să se aloce? Așteptăm, să se... deci premizele nu sunt, sunt certitudini că lucrările vor începe. Așteptăm un înscris din partea Ministerului Dezvoltării în ceea ce privește uh, susținerea finanțării. Uh, nici eu și nici ceilalți primari din județul Pacău și din țară nu pot asuma, nu -și pot asuma uh, responsabilitatea a emiterii unui ordin de începere a lucrărilor atâta timp cât noi din partea Ministerului Dezvoltării nu avem o adresă care să ne confirme uh, să spun continuarea din din punct de vedere financiar al proiectului. Ne-au venit adrese care au spus clar lucrările vor continua, dar așteptăm înscrisul care spune începeți. puteți să începeți. Da, abia din acel moment noi putem semna ordinul de continuare a lucrărilor. Lucrările acolo au început, din câte au, am înțeles, Au început o, anul trecut. O parte. Și s-a oprit tot în urma unei adrese primite de la Ministerul Dezvoltării în acest sens. Bănuim, sperăm, zicem așa, undeva până în iunie să, să vină acea, acel înscris de care menționați dumneavoastră, domnule primar, și de ce nu să se dea drumul la lucrări. Multă lume așteaptă asfalt, un cartier, un proiect așa, pornit mai mult ca o, un vis frumos și terminat brusc. Proiectul va continua și va fi finalizat în acest an. Eu vă mulțumesc, domnule primar, iată că timpul s-a scurs cu repeticiune, vă mulțumesc pentru prezența emisiunii. Și eu vă mulțumesc foarte mult, dar tot cu permisiunea dumneavoastră vă rog să îmi permiteți să adresez tuturor oneștenilor și nu doar oneștenilor, tuturor celor care vă urmăresc cu ocazia sărbătorilor Pascale un mesaj de liniște, de bucurie de echilibru, să dea bunul Dumnezeu ca sărbătorile Pascale să vă găsească, în primul rând, sănătoși, împreună cu familiile dumneavoastră, să aveți câteva zile, sper eu, de, de bucurie, de împlinire, de liniște și să fie un nou început pentru uh, ceea ce a mai rămas din acest an, o perioadă liniștită, o perioadă prin care să realizăm cât mai multe proiecte personale și uh, să ne regăsim împreună cu ocazii de acest gen, sănătoși, fericiți și cu gândul de bine. Mulțumesc, domnule primar, mulțumim de urări. Dragi prieteni, aceasta a fost emisiunea 24 de ore. Nu uitați că în fiecare zi, de luni până vineri, de la ora 17, sunt în fața dumneavoastră cu invitatul meu. Fiți cu pe noi.